Ce e femeia? E o mâncăcioasă? Bună ziua, sunt Sergiu Cantacuzino și reprezint o veche familie nobiliară românească. Astăzi vom vorbi despre un element foarte important în calea sufletului pentru stomacul. Haideți să vă prezint câteva rețete pe care le fac în special pentru femei. Bucătăria este locul cel mai important pentru orice burlac. Aici el prepară ingredientele necesare impresionării publicului feminin. Aici mai am niște ingrediente, mai am niște fasolică care a rămas de săptămâna trecută. Aici au fost capere pentru o rețetă originală. În această oală am făcut un ceai foarte bun de merișoare, arată foarte bine, chit că are câteva zile, dacă nu o săptămână sau două. Ăsta este un alt ceai, tot de merișoare. Mi se pare că ăsta era de mentă, dacă nu mă înșel. Femeilor le place foarte mult ceaiul de mentă, le place foarte mult. Aici am prăjit ceapa. Aici mai am niște banane. Aici e ceaiul de mentă. Aici au fost niște brânzeturi sau ceva de genul. Aici au mâncat mai multe femei, două zile la rând, niște piure. Ele nu mănâncă foarte mult, mănâncă așa, relativ puțin, ca vrăbiuțele. Ciorbă, făcută de mine. Aici era sare, au mâncat-o toată. E foarte important ca în momentul în care pregătești mâncarea să fii pregătit și cu diverse alte ustensile. Ai nevoie să te ștergi pe mâini, te ștergi așa frumos aici. Sandwich maker-ul. Nici o masă fără sandvișuri presate. Când lumina asta se face verde, știi că e sandvișul făcut. O să-l scot din priza ca să nu consume curent. Mai avem și alte lucruri aici. Nici o bucătărie fără cuțite foarte bune, de calitate. Ce-au văzut farfurile astea, numai eu știu, și femeile pe care le-am servit cu ele. Și nici o salată nu este completă fără ulei de măsline și niște oțet balsamic. Aici este oțetul balsamic. Nu, asta e oțetul balsamic, vinaigre. Eu prefer să fac sosul separat. Începem mai întâi cu oțetul balsamic, uleiul de măsline, cu oțetul balsamic. Se amestecă. O altă rețetă pe care o iubesc este banana dată prin sos. Și să vă învăț un mic truc, un life hack, cum se numește, și se murează bine. Așa că atunci când o scoatem, iată, este deja perfect acoperită în sos. Putem să gustăm. Este foarte bună și vedem cât de util este acest prosop. Cam atât despre felul în care prepar mâncarea pentru femeile mele. Acum putem să ne relaxăm după ce am mâncat. Cum și ne alții de aia. Unde eu fac? M-am alățat de ușă.